Bine ați venit, dragi doamne și domni, care aveți soarele, luna sau ascendentul în Scorpion, la etalarea pentru perioada 20-30 iunie 2024. Dragii mei, mi-a fost foarte dor să deschid din nou cărțile, știți pasiunea mea pentru tarot. În ultimele 2-3 săptămâni am avut sesiune și am avut emoții, examene. A fost foarte plăcut, am trecut anul 2 la master în psihologie și din fericire, iată că a venit momentul foarte extrem de încântător pentru mine să reiau etalările, cel puțin până pe 1 octombrie, cu mare drag o să încerc să vă realizez cât mai multe din aceste citiri. E adevărat cât îmi va permite și perioada, cât îmi va permite normal și serviciul pe care l-am, însă am revenit cu bucurie și încep etalarea dumneavoastră aprinzând o lumânare, ca de obicei, pentru sănătatea voastră și a celor dragi vouă, dar și pentru împăcări, vindecări, găsirea de soluții și rezolvarea de dificultăți de orice fel. Eu sper ca tot ce este mai frumos să vină în calea voastră și să aveți parte de surprize frumoase, de împlinirea ceea ce v-ați dori, de vacanță plăcută, de ce nu. Este o perioadă frumoasă, aceasta 20-30 iunie, și vom vedea pentru fiecare pachet, da, spre ce mesaje ne îndreptăm, spre ce recomandări. Pentru dragile doamne și dragii domni, iată, din Scorpion, mergem la ulm. Ulmul spune așa: ceea ce a fost ascuns se arată, adevărul iese la suprafață. Veți afla un secret sau se va afla un secret sau veți spune voi un secret cuiva. Rămâne ca dumneavoastră să vedeți ce anume, ce este ascuns și ce urmează să se arate. Da? Este un adevăr. Poate că voi ați bănuit acel adevăr sau chiar îl așteptați. Veți înțelege mult mai clar o anumită situație. Hai să vedem, să cerem și o clarificare. Uite, de la stejar, wow, puterea, forța, grandoarea și autoritatea vin pentru dumneavoastră. Așadar, fiți deschiși să le primiți, dragii mei, dacă găsiți, dacă mergeți la pădure, să luați o ghindă, să o păstrați în buzunar, da? Sau poate deja aveți prin casă de la precedentele drumeții o ghindă foarte, foarte frumos și foarte bine aspectat. Și hai să continuăm, să vedem mai departe ce alte mesaje vă mai sunt dedicate, dragii mei scorpioni. În ce măsură pachetul acesta dorește să vă ofere anumite răspunsuri. Să ne gândim în felul următor, că ați văzut, s-au evidențiat. Pe 20 iunie este solstițiu de vară, este cea mai lungă zi din an, așadar vă doresc să aveți mult spor, luna este în creștere, da, să reușiți să duceți la bun sfârșit lista pe care vă propuneți. De asemenea, pe 22 iunie 2024 este luna plină. Seara de 22 iunie este potrivită, ca și celelalte 2-3 seri, în continuare să eliberați ceea ce nu vă mai place la voi, ceea ce vreți să, da, să eliberați ceea ce nu vă mai este de folos, ceea ce vă încurcă, fie că ține de viața voastră, de o legătură care nu mai este bună, sau orice aspect, da, puteți prin afirmații pe care le scrieți, le gândiți sau le rostiți să faceți aceste eliberări. Haideți să vedem! Uite, dacă dorești să-ți împlinești visele, ai nevoie de un plan pragmatic. Iată ce îți spune această carte, să faci un plan pragmatic. Pentru că, nu știu, poate se referă la o persoană din Zodia Taur sau posibil să se referă la o acțiune care s-a întâmplat în perioada aprilie-mai, când este Zodia Taurului. De atunci, probabil că voi tot încercați să reușiți să obțineți ceva. Și îți spune, dacă dorești să-ți împlinești acel vis, ai nevoie de un plan pragmatic, să faci o strategie, să urmezi acele etape întocmai. Da, deci faceți acest lucru și îndepărtați neîncrederea, îndoiala, îndepărtați
tot ce, orice fel de barieră sau orice fel de blocaj, pentru că este lună plină și este un moment potrivit acestor eliberări. Următorul mesaj privește imaginea de ansamblu, fie în legătură cu un săgetător, fie cu o situație care a început din octombrie-noiembrie sau care urmează să se întâmple în octombrie-noiembrie, da? Și ți se spune cum poți privi în ansamblu, detașându-te și îndepărtându-te, da? Pentru că uneori nu vezi pădurea de copaci, da? Așa e o vorbă. Deci trebuie să te îndepărtezi, să vezi alte perspective ale situației, să privești din alte puncte de vedere imaginea de ansamblu, a ceea ce simți tu, a ceea ce simt ceilalți, să încerci să te pui în locul lor. Hai să mergem mai departe. Următorul mesaj. Ești suficient de bun exact așa cum ești, dragă sau drag scorpion, dragă scorpioană. S-ar putea să aveți o neîncredere. Ori că a fost indusă de această persoană din semnul Fecioarei, ori în legătură cu această persoană în semnul Fecioarei, da? Voi vă simțiți complexați sau inferiori și nu trebuie, sunteți suficient de buni, spun aceste cărți. Poate că e vorba de un examen care va fi în august-septembrie, poate va fi un drum, o călătorie, sau, dar ori este legat de Fecioară, ori de perioada în care va fi semnul Fecioarei. Mergem mai departe. Următorul mesaj. Energia dumneavoastră, dragi scorpioni, devine din ce în ce mai puternică de la o zi la alta. Așadar, este foarte important să țineți cont de acest val, da, și să nu lăsați timpul să treacă până când nu vă puteți mobiliza, da, toată această energie într-o direcție, într-o materializare. Și nu în ultimul rând, un timp pentru a dărui și nu pentru a primi, este luna nouă în semnul Fecioarei. Deci, văd aici din nou această Fecioară. Ori că vorbim despre o persoană din semnul Fecioarei, ori vorbim despre perioada august-septembrie, când va fi sărbată Fecioara și voi aveți o vacanță, un examen, ceva important, profesional. Da, și spune că este un timp pentru a dărui, pentru a da, nu pentru a primi. Deci, poate trebuie doar să dați până în august-septembrie într-o direcție ca să vedeți din august-septembrie că și primiți. E un efort pe care poate trebuie să-l faceți, poate un sacrificiu pentru cei dragi vouă sau pentru un vis al vostru. Hai să continuăm, să vedem din partea Tarot Energiei ce informații mai primiți. Și avem așa, avem aprecierea. Aprecierea are numărul 15 și este o carte care vă anunță că veți fi poate felicitați, că veți fi poate, cum să spun, promovați, că veți fi lăudați pentru un efort. Deci voi sunteți omul care sfințește locul. Femeia aceasta, iată, a lăsat în urma ei trandafiri înfloriți, da? Și se îndreaptă spre zone aride. Deci voi faceți acest efort sau voi mulțumiți și afișați o recunoștință pentru un semn de apreciere, da? În cazul dumneavoastră. Hai să vedem mai departe. Văd un bărbat inteligent care poate să fie scorpionul sau partenerul doamnei scorpionului, un consultant pentru doamna sau domnul scorpion. Bărbatul acesta inteligent, fie are 46 de ani sau 64 sau 24 de ani, ori este devenirea voastră, ori este un consultant la care voi apelați. Da? Aici cu aprecierea poate fi vârsta de 51, nu știu dacă am spus, de ora 6 sau de un interval orar între 1 și 5, într-una din zilele astea, 20-30 iunie. Deci 46 cu bărbatul inteligent vă plasează, nu știu, vă face mai raționali pe voi, dragi scorpioni, iar doamnele scorpion la fel vor ține cont de sfaturile acestui consultant. Al treilea mesaj, îngerul iubirii. Iubirea își face loc, da? Și simt așa spre sfârșitul lunii iunie că îngerul iubirii aplanează conflicte, aduce împăcări. Am 49 ca vârstă sau 36 sau un interval orar între 4 și 9, da?
Iată și această tendință de a vă îngrijora în jurul datei de 23. Nu uitați că este lună plină, dragii mei. Vă puteți elibera de anxietate, de consum, de griji, de orice fel. Da? Poate veți ajuta o persoană să iasă din aceste neliniști. 23 poate fi și ora 23. Mai am un bărbat care ține o inimă, care are fie 45, fie 54 de ani. Văd iubirea, da, că am și îngerul iubirii, am și bărbatul iubitor. Foarte frumos. Deci pot fi bărbații scorpioni sau partenerii doamnelor scorpion. Am lumea, o călătorie. Poate cineva de 29 de ani călătorește undeva sau este o devenire a voastră. Această perioadă 20-30 iunie 2024 aduce, să știți, o cale nouă, o cărare nouă. Și soarele, vacanță, piscină, o parte dintre voi mergeți, dragii mei, și petreceți în preajma unei ape sau în sub razele soarelui, la munte sau în grădina voastră, de ce nu? Hai să continuăm, să vedem mai departe cu acest tarot zen ce mesaje primiți, dragi doamne și domn din Scorpion, pentru dumneavoastră perioada 20-30 iunie 2024 anunță iar o călătorie, da? O călătorie, poate luați un bilet pentru august, că este 8 și este roșu, semn de foc, berbecleu săgetător, sau 8, luna 8-a, august. Este o călătorie, o devenire sau chiar o deplasare geografică. Mai văd atașamente de trecut cu un 5 de cupe. S-ar putea să fiți mai nostalgici, dragi scorpioni, și atașamentul ăsta de trecut, ca și carte, spune: adună toate amintirile într-o cutie frumoasă, leagă-le cu o pamblică frumoasă și pune-le pe ultimul raft. Dacă sunt fizice, sunt propriu-zise aceste amintiri, poze, obiecte, tot, haine, pune-le într-o cutie și pune-le în cel mai îndepărtat colț al dulapului, iar dacă sunt amintirile din inima și din sufletul tău, din creierul tău, la fel, închipuie-ți că le aduni undeva și că le ascunzi în cel mai îndepărtat și profund colțișor al inimii tale, ca să poți să te bucuri de prezent, ca să te poți bucura de partea aceasta, de aspectul acesta emoțional, care poate să vină în viața ta în prezent. Da? Trebuie să lași trecutul ca să te poți bucura de prezent și să nu scapi oportunitățile care vin pentru tine în prezent sau în viitor. Și iată și totalitatea. Am aici un 5 de foc, o mare încredere pe care voi, dragi scorpioni, o veți oferi unei persoane din berbecleu sau săgetător. Aici văd un cuplu sau niște parteneri, niște prieteni foarte buni, care se bazează unul pe celălalt. Foarte bine, hai să mai vedem un mesaj. Da, viețile anterioare. Voi fie cunoașteți o persoană care vă trezește multe amintiri, că sunteți de foarte mult timp împreună, fie persoana aceasta abia o cunoașteți, da, și vă dă un sentiment de familiaritate. Ori aici vorbim despre relații îndelungate, despre anumite vise pe care le puteți avea noaptea, despre presimțiri, despre situații, ca și cum ați mai trecut prin aceste evenimente sau vă întrebați oare cum ar fi procedat generațiile trecute, da? Să vedem, dragii mei, să vedem ce spun în continuare cărțile, da? Eu continui acum cu aceste cărți roșii din tarotul iubirii, să vedem și planul amoros cum este aspectat. Și din câte observ aici, avem în primul rând prietenia, da, foarte frumos. S-ar putea o relație de prietenie să se transforme într-o relație de dragoste sau o relație de dragoste care a dus spre toxicitate să se transforme într-o prietenie, veți decide acest lucru. Sau chiar să cunoașteți niște oameni care vă vor deveni prieteni buni, ori acești prieteni sunt alături de voi și vă sfătuiesc în legătură cu relația voastră, da, cuplul vostru.
Acum, am aici o aventură benefică transformatoare. O parte dintre scorpioni pornesc, iată, într-un nou demers, într-un nou cuplu, într-o nouă relație, sau alții vor să iasă din anumite relații care nu sunt potrivite. În orice caz, aici văd o transformare și semnul scorpionului este al transformării. Dar este, cum spunea și cartea, aventura benefică transformatoare. Am numerele 9 sau numerele 22, deci din câte înțeleg eu, aici pot fi călătorii cu persoanele voastre dragi. Ce frumos, am reciprocitatea în iubire, relațiile care sunt aspectate în această lună, de fapt în această decadă, 20-30 iunie, sunt foarte bine aspectate prin reciprocitatea în iubire, dacă vor începe, da, sau se vor oficializa. Mai doresc două cărți, iată, iubirea bazată pe atracție erotică intensă, constantă, reciprocă și profundă. Este o carte a căsătoriilor, o carte a înțelegerilor, a împăcărilor și, nu în ultimul rând, din nou, transformarea. O transformare benefică, creatoare, posibile relații în secret, până vă dumiriți voi ce și cum în sentimentele voastre. Păi hai să vedem, dragii mei, ce vor să ne mai spună și cărțile obișnuite. Știți că eu le consult deseori, așadar voi extrage 7 cărți și pentru dragile doamne și dragii domni din Scorpion. Ia să vedem ce spun cărțile. Și avem așa. Văd un prim semn, da? Hai să le punem pe toate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ia să vedem care sunt mesajele pentru voi. Păi, în primul rând, poate fi aici o doamnă sau un domn, fie din berbecleu săgetător, fie brunet, brunetă, cu ochii căprui sau negri. Mai văd un rege de cupe, care poate fi un angajator, sau un soț, dar poate să fie și bărbatul scorpion sau un partener al doamnelor scorpion din rac scorpion pești. Și iată ce suflete pereche frumoase sunt aici. Aveți dama și popa de inimă roșie. Deci cuplurile pe care doamnele și domnii din scorpion le formează cu racii scorpionii peștii sunt foarte bine aspectate ca fiind suflete pereche. Mai văd de asemenea vești bune, dragii mei, pentru dumneavoastră. Mai avem fie ideea unei firme noi, a unei afaceri mici, văd zvonuri despre un job, dar și doamne sau domni care au ochii verzi sau albaștri, ori cei care sunt din semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Iată, cuplurile care sunt formate din semnele de apă se pot gândi poate și la apariția unui copil, pentru că am dama, valetul și popa, de inimă roșie. Ce frumoase sunt aspectate lucrurile și iată și un popă de treflă, adică un bărbat din berbecleu săgetător sau bărbat brunet cu ochii negri sau căprui. Și din câte mi-amintesc, era și un valet sau, da, era și un valet, dragii mei. Asta înseamnă că am și cupluri, suflete pereche formate din scorpion, doamnă sau domn, și berbec, leu sau săgetător, ori persoane brunete cu ochii negri sau căprui. Foarte frumoase sunt aspectate, da, aceste zile pentru voi și hai să vedem, între 20-30 iunie, uite și cărțile tarotului vorbesc despre, în primul rând, despre situația acestui 4 de cupe. Nu prea vă vine să faceți nimic, aveți nevoie de o vacanță, de o relansare emoțională. Parcă ați depus un efort, rezultatele n-au fost grozave și voi acum nu știți ce să mai faceți. Parcă așteptați să vină din partea celeilalte persoane o binecuvântare, da? Sau vă ajută Dumnezeu într-un fel sau altul. Aici văd intersectarea cu persoanele din semne de apă, rac, scorpion, pești. Ca și clarificare văd și niște temeri, niște conflicte interioare cu această carte a lunii. Văd secrete pe care le țineți, discuții cu raci, scorpioni, pești, pe care poate că le aveți în intimitatea voastră. Ce știți, dragii mei,
este acest 10 de monede. Vă doriți această familie și poate chiar o aveți, o familie fericită și lipsită de griji materiale. Sau lucrați într-un colectiv în care vreți să aveți această bunăstare și prosperitate. Sau este o relație foarte frumoasă cu cineva din Taur, Fecioară sau Capricorn, despre care voi știți că vă împlinește. Hai să vedem ce nu știți. Nu știți despre această regină de cupe? Nu știți despre o doamnă din Rac, Scorpion sau Pești care vă va fi alături? Fie că este iubită, soție, prietenă sau soră, da? Sau o profesoară, o consultantă, regina aceasta aduce vindecare, aduce împăcare și armonie. Regina de cupe stabilește, încheie niște dificultăți, niște conflicte, dar voi nu știți de acest lucru. Și bine, bine că nu știți și că e de bine, dragii mei, că e da, este o viziune optimistă. Trecutul recent este acest valet de cupe. Voi chiar vă doriți armonia, chiar vă doriți vindecarea, înțelegerea între oameni. Voi poate chiar sunteți îndrăgostiți cu acest valet de cupe, vorbiți frumos cu toți ceilalți, încercați să îi ajutați în măsura în care puteți, sau această ofertă vine spre voi. Dar este o dragoste din aceea, ca o primă iubire, dar nu este concretă, ea este mai degrabă o îndrăgostire, aș zice eu. Hai să vedem în continuare ce spun cărțile. Pentru viitorul apropiat aveți acest 3 de cupe care aduce celebrare, sărbătorire, o întâlnire într-un grup. Din nou, comunicare cu Rac, Scorpion, Pești. Atenție la relații trio, dragii mei, cu acest 3 de cupe. Apoi, din câte înțeleg, iată persoana care, cum să spun, felul în care vă simțiți voi este acest cavaler de monede. Vreți o stabilitate și o siguranță, dar acestea nu vin imediat. Știți că aveți de făcut eforturi, știți că aveți de lucrat cu voi înșivă pentru această stabilitate și prosperitate. Ori voi sunteți foarte încântați de o afacere, dar care se va dezvolta în timp, sau de o legătură cu cineva din Taur, Fecioară, Capricorn. Cum vă percep ceilalți? Cu 9 de cupe, ceilalți vă percep ca niște persoane independente, mulțumite. Voi arătați dacă sunteți independenți și aveți venituri individuale, constante, că încercați să vă faceți viața frumoasă, da? Cu 9 de cupe arată o persoană împlinită din foarte multe puncte de vedere. Acum, care sunt speranțele voastre? Speranțele voastre cu acest 7 de spade țin de niște avantaje pe care voi vreți să le obțineți. Voi nu vreți să fiți păcăliți, nu vreți să fiți, cum să zic, manipulați. Ați vrea în secret, parcă, să obțineți aceste avantaje, să țineți cu dinții de ele. Da? Ca și destinație, dacă veți merge pe acest drum, dragii mei, aveți în primul rând un nou început, o resetare sau atenție la riscuri, da? Sau prezența unei persoane din vărsător care să vină spre voi. Apoi aveți 6 de cupe, care este o carte a trecutului, a copilăriei, a unei relații îndelungate, a unui suflet pereche pe care voi îl aveți. Și 2 de cupe, dragii mei, wow! Deci începutul acesta este cu un suflet pereche. Parcă vreți să riscați, parcă vă aruncați cu capul înainte, voi simțiți și 6 de cupe și 2 de cupe vorbește poate de o persoană din Rac, Scorpion, Pești. Eu sper ca lucrurile să meargă bine pentru dumneavoastră. Eu văd aici parte de multă iubire, multă armonie și nu o să vă mirați când 20-30 iunie chiar vă poate aduce o dragoste extrem, extrem de frumoasă. Dragii mei, sper să vă simțiți bine în continuare. Eu vă mulțumesc tare mult pentru audiență. Aceasta a fost o etalare generală. Vă aștept și la etalări personale atunci când veți dori. Și bineînțeles că voi mai posta și alte etalări cât de curând. Vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag. Să aveți grijă de voi. Toate cele bune. Pa, pa!